trei băieți, trei fete. Mamaia, vamă, bani sau iubire? Tip mai inventiv, să zicem așa, un băiat cu școala vieții. Mai golonaș, mai... Nu prea știe el cu școala, dar altfel e foarte tot timpul să facă, să fie cool, să arate bine, să gagici banii, ăsta e filmul lui. Nu e neapărat agresiv sau chiar și când e agresiv are o puritate așa a lui. Are un vis mare, foarte mulți bani, foarte multe femei lângă el. Fură fără nișă mai mică de mușcare. Toate lucrurile și toți oamenii pentru el sunt instrumente pe care le poate folosi. După bunul plac și spre propriul interes. N-are nicio problemă de morală cu asta. Mihai e băiețașul de cartier. Pentru el nu văd neapărat un viitor foarte strălucit, pentru că omul nu se schimbă. Lui asta îi place să facă, asta o să facă până la adânc bătrâneț și e alegerea lui. Când ieși din sala de cinematograf, o să ieși cu un zâmbet și zici, bă, ce idiot, bă, ce nebun, bă, ce tâmpiți. Adică o să te relaxeze. Dorim ca toată lumea să uite la filmul ăsta, să vadă că e ceva nou, ceva ce n-a mai fost în România.